poza cu câinii e mai mare decât inscripția cu oameni. Știi că e Peticanii 88, dar Peticanii 88 era dincolo. Neponeat, nu? Casa de mafie, al comitului cu aia. Camere de supraveghere. Terzezi de fumat. Bună ziua! Bună ziua! Vrem să intrăm să vorbim cu Filip. Sau să iasă el să vorbească cu noi. Da, dumneavoastră, scrieți o cerere. Mm. Întrevedere. Mm-hmm. O coborăm, aveți întrevedere. Dar noi nu știm numele, puteți să ne-l spuneți? Filip? Da. Nu, eu să spun cum scade dacă nu știm numele. Bun. Eu nu altă minte, nici eu, că eu nu am pot pronunța. Nu, că... Oleg, m-am săturat o țara asta. M-am săturat casa de străin. Oleg, ai văzut așa ceva? Casa de străin. Ești ca la închisoare aici. Da! Oleg, nu mai casa de refugiate la toată Uniunea Europeană, la toată Europa. Casa de sirene, casa de... Da, nu știu ce sunt. Dacă ai spus casa pentru teroriști, s-o da, așa ce... Am văzut că ei nu au libertatea de circulație. Au afișat drapel european acolo pe inscripție. Mașină scumpă. Și numele Pridnestrovski. Apoi bun așa. Eu vă spun corect cum scrie, dacă știți mai bine ca mine, poate o scrieți dumneavoastră singur. Cererea știu să o scrie, dar nu știu numele omului exact. Eu i-am luat foaia și am spus. A, am înțeles. Să-i scriu pe... Iată, ce chestia la noi, eu vă spun așa cum este realitatea și la noi o instituție strict închisă, da? Deci e fel de închisoare? Nu e închisoare, e de temporară. Uh-huh. Temporară pentru reținerea persoanelor străine. Da? Vă rog, dacă dumneavoastră vreți să aveți o întrevedere cu persoana cu camera, trebuie să scrieți o scrisoare oficială la Ștefan cel Mare 124, solicitați. Și dacă șefii noștri mai mari vă permite... Dar unde ești? Unde am protestat noi azi? Da! La centrul da, de rodea zeu și migrație? La etajul 4. Da, ei ne-au spus că ne permit să intrăm. Azi, acum venim de acolo. Dar eu v-am interzis de chestia aia. Poftim, toate lucrurile. Păi da, dar eu am venit la Peticani. Eu am venit la Peticani. Personale, videocamere, geante, încă vizual mă uit, vă fac percheziție, să nu aveți arme, narcotici, oarecare lucruri interzise. Uh-huh. Și ați intrat la întrevedere. Probleme nu aveți. Deci interviu nu pot să iau interviu acum. Interviu nu, pentru nu v-a lămurit o scrisoare oficială la Ștefan cel Mare 2124. Am înțeles. Sovizați. Și să o vizeze și vă permit. Deci mă purtați pe drumuri acum să mă duc înapoi în centru. Dar cei din centru mi-au zis că duceți-vă că e deschis și să primești. Domnule, eu cum v-am lămurit, eu am făcut un sunet la șef, șef la șef. Iată la domnul Trocen, da? Da, da. Și asta e toată procedura care... Bun, luați scrisoarea, păstrați-o ca aminte. Asta nu scrie, cerere. Da, e cerere. Da, o întrevedere pentru interviu, așa scrie da, acolo. Scris cerere, bun. Da, scrieți dumneavoastră dacă vreți cerere. E de dumneavoastră, scrieți. E clar pentru ce e demersul ăsta. Și noi ieșim afară și protestăm până când o să ne permită domnul Trocin să intrăm la interviu, măcar mie, cu domnul Filip. Dacă dumneavoastră corect, eu vă permit la interviu. Da, cu camera video. Fără cameră și fără ochi. Și fel de interviu fără cameră. O să ne chemi domnul Trocin cam și o să fim afară. Și o să facem un zgomot. Și o să facem un zgomot de nas și zbucuroș. Aici prima dată se protestează la Peticani. Joc de oameni! Sunt ființe umane cu drepturi fundamentale! Oamenii au solicitat azil, protejați-i! Oamenii au libertate de exprimare, dați-le voie să vorbească cu presa! Ce aveți de ascuns, tălharilor?
Vrem să intrăm la solicitanții de azil. Străinii tot au drepturi în Moldova, da. Sunt ființe umane. Da, da. Не свисти, эй. Виной не дуари, кахо.